Bun găsit tuturor. Situația astrală este relativ echilibrată. Soarele este favorabil plasat, Mercur este malefic, iar luna ne afectează puțin joi și vineri. În același timp, Marte, planeta responsabilă de voința și energia noastră, schimbă sectoarele de viață influențate. Cum reacționează fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec Rezolvarea problemei locuinței sau găsirea unui loc de muncă mai bun te vor ajuta să progresezi într-un domeniu important pentru împlinirea destinului tău, numai dacă, în același timp, te vei îngriji de starea ta de sănătate. Cu toate acestea, nu vei putea merge într-o excursie sau la o petrecere din cauza banilor. Taur, vei avea mai multe circunstanțe de a câștiga bani prin muncă și dacă vei valorifica aceste ocazii și în alt plan dacă vei întreține bune relații cu familia, vei debloca mai multe conjuncturi favorabile rezultate din karma ta pozitivă. Totuși, dacă vei merge la distracții fără partenerul tău, vei înregistra un eșec într-un anumit domeniu. Gemeni, la locul de muncă te vei confrunta cu o situație mai încordată, dar cu puternica ta personalitate și printr-un dialog ferm prinde autoritate, vei rezolva problemele. Pe de altă parte, vei înregistra un deficit în buget și creșterea datoriilor. Totul din cauza problemelor prin care trece un membru al familiei tale. RAC Te vei bucura de multă apreciere din partea prietenilor în cadrul ieșirilor la distracții în care vei fi însoțit de partenerul de viață. Sunt favorizate excursiile rapide la mică distanță de casă. În alt plan, situația ta financiară nu va fi la fel de bună, deoarece vei plăti pentru anumite fapte rele din trecut, când din egoism ai refuzat să ajuți material pe cineva aflat în dificultate. Leu. Comunicarea intensivă și capacitatea de a te face plăcut și simpatic îți poate aduce o creștere a încasărilor bănești pentru o scurtă perioadă. Dar și karma ta pozitivă favorizează aceste câștiguri. Dacă în schimb te vei certa din nimicuri cu partenerul de viață, starea ta de nervozitate va produce rele rezultate în activitatea ta profesională. Fecioar, îți vei concentra toată energia și te vei mobiliza pentru a câștiga bani și vei obține un beneficiu material prin încasarea unor despăgubiri sau printr-o tranzacție imobiliară. Dincolo de asta, dacă vei cheltui bani fără măsură pe distracții și alte plăceri, vei crea o stare de încordare nervoasă acasă în familie. Balanță. Vei avea o reușită într-un proiect la care lucrezi de mult timp, iar acest succes îl vei sărbători mergând într-un voiaj de relaxare sau organizând o petrecere și totul va merge foarte bine. Cu toate acestea, vei primi o veste negativă legată de situația ta profesională sau afli ceva rău despre un membru al familiei. Scorpion, vei trece printr-un test al destinului, adică va trebui să ajuți pe cineva fără să ai un profit personal. Vei primi un împrumut sau un ajutor financiar de la persoane care te apreciază și va trebui să ajuți pe altcineva folosind fondurile primite să rezolve o problemă de sănătate. Ajutorul va fi răsplătit în viitor, dar refuzul te va pune într-o situație dificilă cândva în viitor. Săgetător, câștigurile materiale realizate în ultima perioadă și plecarea ta într-un voiaj de plăcere îți va aduce multe aprecieri, iar la întoarcere vei fi susținut de toată lumea în activitatea ta. În schimb, relația de cuplu va fi puternic afectată dacă nu vei fi însoțit la distracții de partenerul de viață, deci ar fi bine să nu pleci singur. Capricorn, o bună ofertă de muncă ce este însoțită de creșterea veniturilor realizate sau o reușită într-un alt domeniu îl vor face pe partenerul tău să se apropie și mai mult de tine. În schimb, petrecerile sau voiajele de plăcere nu vor merge la fel de bine din cauza unei probleme de sănătate care nu îți va permite să te distrezi. Vărsător, bunele rezultate obținute în activitatea ta profesională și primirea unui împrumut sau al unui ajutor material de la alte persoane te va ajuta să rezolvi chestiuni din cadrul căminului familial sau probleme ale unui membru al familiei. Totuși vei jigni nemotivat pe cineva într-o discuție și vei atrage astfel pierderi financiare pești, vei trăi un sentiment de împlinire sufletească, urmarea întâmplărilor petrecute în cadrul sejurului turistic pe care l-ai avut și mai ales din cauza oamenilor pe care i-ai cunoscut. Pe de altă parte, dacă vei avea la locul de muncă o ieșire nervoasă nefirească, nu vei fi deloc apreciat de cunoscuți. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Asta dacă nu este îngrozit să piardă ceea ce crede că are.